În anul 2010, compania de apă Târgoviște-Dâmbovița începea implementarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, finanțat prin fondul de coeziune din cadrul post-mediu, în valoare totală de peste 583 de milioane de lei. Lucrările din cadrul contractului au fost împărțite în trei obiecte. Obiectul A, lucrări la sursele de apă, obiectul B, stația de epurare Pucioasa și obiectul C, stația de epurare Fieni. Practic, astăzi marcăm finalizarea, din punct de vedere al activităților investiționale, acelui mai important obiectiv de investiții derulat în această zonă de după 1990. Și când spun la acest lucru, mă refer la faptul că este o investiție de aproximativ 20 de milioane de euro, concretizată în stațiile de epurare Pucioasa Fieni, aducțiunea pe fontă ductilă de la Gâlma Răteiu și puțurile, trei puțuri forate în zona Gâlma. La aceasta se adaugă investiția realizată pe Pucioasa și Fien legată de alimentarea cu apă și rețelele de canalizare. La evenimentul de la Pucioasa a fost prezent și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, care a făcut câteva precizări. Îl felicit pe domnul Oprea pentru faptul că a dus la capăt acest proiect și pe măsură ce finalizăm anumite lucrări, trag concluzia și o spun cu toată convingerea că decizia pe care am luat-o anul trecut de a veni la conducerea companiei de apă a fost una corectă. Și vreau să știți care ne sunt provocările pentru următorii 4 ani. Provocarea numărul 1 este să finalizăm lucrările din Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2014. Știți bine că mai avem lucrări fazate, unele care trebuie să terminate în următoarea perioadă, altele care merg până spre sfârșitul anului. Cea de-a doua provocare extrem de importantă pentru companie este aceea de a pune în aplicare Programul Operațional Infrastructură Mare pe secțiunea de apă și canal. Cred că știți cu toții că avem 167 de milioane de euro la dispoziție de la Comisia Europeană și acești bani sunt repartizați pentru aproape 50 de localități din mediul rural.